Tenismenii de la CSS și CSM Slatina au participat weekendul acesta la campionatele naționale de senior ce au avut loc la Buzău. Irina Ciobanu a produs surpriza întrecerii, învingând-o pe Elisabeta Samara, cea mai bună tenismenă din România, ocupanta locului 20 mondial și campioana europeană la individual. A fost o competiție foarte frumoasă și foarte grea. Eu până prezent nu am reușit să obțin niciun titlu de campioană națională la individual, nici măcar când eram cadetă sau junioară. Dar anul acesta am reușit, anul trecut am fost vicecampioană națională. Anul acesta am reușit să iau locul întâi prin foarte multă muncă, mobilizare și pasiune, dăruire, determinare, ambiție. La acest campionat, Adina Diacon a obținut medalia de bronz, iar Andreea Hudușan de la CSS și Daniela Bârzoi de la CSM au ocupat locul al treilea. Per total, eu cred că tenisul de masă din Slatina ne-a reprezentat cu cinste și ne-au adus rezultate foarte, foarte bune. Asta ne dă speranță că la viitoarele competiții sportivii noștri se vor afla tot către medalie. Pe fetele noastre le așteaptă competiții dificile pe plan internațional. Adina Diacon urmează să participe la campionatele europene de tineret de la Minsk, Belarus, iar Irina Ciobanu urmează să facă o deplasare cu echipa în Franța. Sperăm, așa cum spuneam, ca ele să joace la adevărata lor valoare și să ducă pe mai departe rezultatele bune pe care le-au obținut de-a lungul timpului. La campionatele de la Buzău au participat 60 de fete și 70 de băieți. În concursul băieților, Adrian Ionescu este noul campion național, urmat de Adrian Dodean, iar pe ultima treaptă a podiumului s-au clasat Cristian Pletea și Rareș Șipoș.